Și prost s-a apucat să dea telefoane pe la aia. I-a sunat că, domne, că nu mai am nevoie de gaz. Nu că i-a sunat. Omul vorbea cu fata aia de la ce răspundea la telefoane. A început că, domne, să vă iau țevile, că ce dracu e acolo. Că nu mai are nevoie, domne, de gaz. Că se încălzește la sobă, mă înțelegi? Păi nu e bine. Păi nu e bine, că nici asta zic și eu, că nu e bine, că nu mai avem sobe. Deci toate sobele alea de teracotă le aveam de la mămica și de la tăticu, le-am dărâmat, nu mai e. Noi, când am băgat gaze, am rămas pe gaze, aia e treaba. Cum adică nu e bine, mă, că eu cred că e bine, că așa faci economie. Faci pe dracu să te ia, faci vreo matis sau faci vreo boală de-aia să te ia o răceală, de nu mai scăpi. După aia o să stai pe alifie, pe tot felul de medicamente. Păi tu ești, o să mergi la Govura, mă, că altfel nu-ți mai revii, trebuie să mergi la băie la Govura. Tu știi ce înseamnă, mă, dementule, să faci în fiecare zi naveta până la Govura? Dus întors și ăsta la altul la fel. Ba, mă, și ăsta minte luminată. Domnul Orlando. Eu. Domnul Orlando a venit dimineața aceea, dă-mă și mie 10 lei, că vreau să mă duc eu la domnul educator să-mi facă educație de-aia. Și nu mi-a făcut educație, mă. Păi și ai zis, mă, nu, domnul educator, în ce ai investit tu banii? Ia uite, am făcut exact cum a zis domnul educator, mă. În ce ai investit, mă? I-am investit în mine. Cum ai investit în tine? Am jucat la păcănel. Păi și ai câștigat, mă, nebunule. Da, bravo, n-am câștigat, dar exact cum a zis domnul educator, peste ani și ani o să se întoarcă de 10 ori mai mult. Păi, ia uite, mă, vorbește ăsta. Așa e în business, e pe termen lung, nu e așa repede să câștigi acum, nu, tată? Bagi banul, se întoarce peste ani și ani. Exact cum m-a sunat ăștia de la Alea Leilor, de pe ProTV. M-a sunat să le iau afacere, l-am luat-o, bam, și peste ani și ani o să vină banul înapoi. Dar trebuie timp, exact cum a zis domnul educator, mă, ce domnul Orlando, ați jucat la păcănele? Da. Nu, eu am spus cu totul altceva. Da, dar poate a înțeles el invers cum ar veni. Problema e cu educația asta, că știți cum e. Eu nu zic că nu e bine. Domne, e bună că educație financiară, ca să știe omul ce să facă. Dar eu zic să le luăm pe rând. Unul la mână, că aici la noi, ce să zic eu, cetățenii ăștia cu educația mai slab așa. Doi la mână, ce să economisească? Că ăștia n-are un cartof în debara, da? Și eu cred că dacă facem educație, hai să o luăm pe rând. Facem întâi educație și învățăm pe toți să se spele pe mâini înainte să mâncăm. Că e mai important asta. După care educația financiară? Că ăștia aici, educația lor în sat, vă spun eu care, are două educații, lenea și șmecheria. Și mai e și proști. Gianni, 2x2. Dos. Dimineața la prins și seara. Ha! M-ați prins? Lasă-mă că s-a prins, mă, 22! Deci vă spun, domnul educator, eu cred că aici dați orzul pe gâște. Nu se merită, îi luați de la minus. Îi luați de la minus, după aia trebuie să duceți la zero, de la zero pe plus. Ce să fac? Păi ce să faceți? Eu zic frumos să vă luați mașina frumos, să plecați unde ați venit acolo de la Champs-Élysées și la revedere. Nu stați aici să vă pierdeți timpul degeaba. Păi știu, el ar vrea, dar nu mai are roți la mașină și mi-a zis pandele că sunt la tine. Bravo, bă, dar ce hoț ești și tu, mă, te-ai prins, a? Păi da, că a venit pandele la mine și i-am dat 10 beri pe roțile alea. Și am luat roțile, că m-am gândit decât să vă caut eu prin sac, că nu știam pe ce stradă sunteți. A zis că mai bine să vină domnul educator la mine. Am zis, bine, le vrei înapoi? Da. Foarte bine, îmi plătești alea 10 beri de Ilandaru Pandele și îți dau înapoi cauciucele. Am zis bine? Plătesc 10 beri pentru hoțile mele? Eu aș da. Ce e mână nu-i minciună. Nu e corect. Ne-am dat dracu, nu e corect. Acum o luăm pe altă parte. Păi hai să vă spun eu ce e corect. Cine zice, domne, ce e corect și ce nu e corect? Îți spune cine aici? Noi aici. Noi aici educația noastră se face cu ciomagul, nu cu cărți și cu ce ai adus tu acolo, domnul Antoine, da? Aici facem educația. Dacă vorbești ciomăgească, vorbești cu noi. Dacă nu, nu vorbești deloc. M-ai înțeles? Ce? Eu ce fac cu cursul meu de educație financiară? Cursul tău de educație financiară, asta ce e? Ți-l bagi, deci nu mă interesează ce faci cu el. Vrei să te învăț o educație financiară? Fii atent, că dau acum un telefon la un băiat care merge frumos, pune roțile la loc. Aha. Și te învăț eu pe tine educație financiară, că acum mi-a venit ideea în cap. Imediat, mă duc să iau portavocea și mă întorc și mergi cu mine. Stai tu cum se face educație financiară adevărată. Uele portavocion. Da, le zară de pe ei. Deci vă spun, vorbește franceza fluid. Mai bagă-i greu. Ce stil ia dale panier? A? Știu și horoscop. Deci, vărsător, capricorn. Balanț. Ha, ia! Vestiți tu, francez, că te-am prins noi de la școală. Lasă asta aici. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.